Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea Fechet va fi prezent pe 5 noiembrie în Târgu Jiu. Acesta va avea o serie de întâlniri cu autoritățile locale și instituțiile responsabile de protecția mediului. Vizita vine în contextul unor tensiuni recent legate de gestionarea deșeurilor din județ, inclusiv situația gropii de gunoi a municipiului și amplasarea stației de sortare a deșeurilor. Pe lângă discuțiile privind deșeurile, ministrul Fechet va analiza și problemele legate de calitatea aerului din Târgu Jiu. În ultima perioadă, stațiile de monitorizare a calității aerului au semnalat nereguli, iar autoritățile caută soluții pentru a reduce impactul asupra sănătății locuitorilor. Prin această vizită, ministrul mediului își propune să identifice măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației de mediu din județul Gorj și să colaboreze cu autoritățile locale în implementarea unor soluții durabile.